дней назад свой голос и свою игру на гитаре продемонстрировал 18-летний кишиневский парень, который до участия в шоу играл в одном из столичных переходов. Când în subteranele pe stradă, pur și simplu oameni, mi-am place, pur și simplu, când se văd plăcerea oamenilor. Cu ce cânti mai prost? Cu vocea sau cu mâinile? Cu mâinile. Perfect. Ai mare grijă să nu te încurci. Am venit la X Factor pentru că mi-au convins prietenii. N-aveai piesă pregătită, nimic. Nu, doar o gitară. Mi-e frică că iar vine o gitară. Adu cablu. Succes! Ne vedem mai departe! Da. Nu te opri, nu te opri! Dacă trec mai departe la X Factor, cred că o să-i datorez prietenilor mei. Bună seara, tinere domn! Bună seara! Seara, bună seara! Aici scrie că ai 18 ani, dar eu nu te cred. Ai 18 am ani? Am 18 ani, da. Din Chișinău. Invazia! Pe unde cânti? Cătălin. De obicei cânt subterane. Câștigi bani din cântat? Cine dorește, pune, adică câteodată este. Fac. Dar nu faci asta pentru bani. Da, asta nu fac pentru bani. Pur și simplu mă prindez plăcere, mă dezvolt. A fost destul de fain unii, au ieșit câteodată, nu este. Ce-mi zgârie în gât, poate sper asta să treacă. Nu cred că de la emoții mă tremur puțin vocea. Eu sunt gata. Pentru că sunt pregătit. Senzația că am asistat așa la nașterea unui gen nou de muzică. Mai de underground păreți așa la început, dar sunați mult mai comercial decât mă așteptam. Sunați bine, sunați curat și fac pariu că și piesa voastră ați compus-o. Da. Vocea ta e foarte frumoasă. Oi, ce bun sunteți, mă! Asta e hit, fata care nu mă lasă să și atinge acolo niște note foarte interesante. Eu cred că am fost norocoși că au venit aici în emisiune. Da. Și iată, poate cea mai bună dovadă că 7 clase sună mai bine decât 4 case. Acordeoniștii aia doi o să rupă multe corzi sentimentale. Ăla cu contrabasul, tu nu mai zic, ești diliu total. Bravo, băieți! Fetelor, pregătiți-vă! Intuiția mea îmi spune că o să deveniți cel mai important grup și de aici, și de dincolo. 4 de dane! Cele 7 note muzicale. Au cei 7 ani de acasă. Și talent de 7 stele. 7 clase!
fumător? Posibil. Doamnelor și domnilor, Cătălin Caragea. Pentru că dacă așa să o luăm cinstit, apoi eu sunt tip care nu prea are încredere și nu prea care zboară cu minte undeva că eu o să ajung, eu o să câștig, eu nu. Pe prieteni, pentru că din cauza prietenilor și-am ajuns până aici, cam să nu fost ei nici nu vreau. Noi dacă avem așa muzică în subteraneu, tu ți imaginezi și la noi la festivaluri. Cum spunea o veche cunoștință de-a mea, fericită-i mama care te-a făcut pe tine, măi Cătăline. Găsim normal la grătar. Suntem 7 clase, suntem din Chișinău și bun venit la noi în Ograd. Cu gânduri urbane se plimbă pe străzi, o simți chiar dacă nu o vezi. Ce bine să ruta dor de ea. Ia-mă înapoi, cât de frumos eram noi. Ia-mă înapoi, cât de frumos eram noi. La așa feedback de la public. Da, adică clipul era filmat pe stradă, adică oamenii treceau pe lângă noi, adică ne aplaudau. Era o situație plăcută. Noi filmam, la urmă ne trezeam cu rândi oameni în față, noi deși devă. N-am mai fost, nu mai e mai frumoasă dragoste. Ce-a trăit în doi de noi. N-a mai fost și nu mai e. A noastră mai deosebită prin faptul că noi tare mult experimentăm cu diferite genuri de muzică. Și dacă eu cu Igor mai mult în muzica rock, de exemplu, ne inspiram când eram mai mici, sau băieții din muzica folk, spre exemplu, ei cu idei muzica clasică, dar ei au venit cu niște idei, noi cu ideile noastre am îmbinat aceste idei și s-a format un stil care, așa spun, nici nu are denumire, noi așa numim ca un fel de muzică urbană. The Seven Nation Army couldn't hold me back. They gotta rip it all up. Second, third time right behind my back. And I'm talking to myself last night because I can't forget. Aplicați-mi-a luat liniștea. Oh,
de 7 clase. Când eram copii mici, când ne antrenam la instrumentele noastre muzicale în camera noastră, visam la așa ceva și în sfârșit s-a îndeplinit toate. Și încă o dată, asta nu va fi ultimul. Da, tu ce se menționează? Eu mă bucur. Să facem o muzică mai urbană, adică cu niște elemente, da, cu niște elemente din diferite stiluri, adică ne inspirăm și din epoca contemporană. Eu cânt la contrabas din clasa 5-a. Și când, dacă mai serios, m-am întâlnat când cu băieții ne-au unit și am încercat și am observat că aici iese, ceva e bine și cântăm muzică de scenă. Fetițe dulci, ca-n București, în toată lumea nu găsești. Privește drept în ochii lor și-ai să citești povești de amor. Povestea lor nevinovată, el un băiat iubea o fată. Cum ai putea my lover, she's just a girl
și parcă e vânt. Ai spună și mâine rea. Așa e ea. Ia-mă înapoi. Când? Asta. Da. Poți să șochezi Vlad ăsta. Ah, înțeleg. Dubla 2. Cătălin, tu ești un om sentimental? Eu sunt foarte sensibil. Nu, nu, cel mai sensibil om din grupă. Mă, nu plânge după aia. Nu pot, mă, nu plânge. Chiar când ești alături, frunza se destramă. Oh,
niciodată. Iată, a trecut un an și s-a întâmplat ceva în viața voastră, dar piste un an. Zliem noi peripeței, noi adentori, da? Da. Vreți să dormiți în corturi, pe marginea unui râu, pe iarbă? Plajă la Constanță, acolo se ajunge. In time, with the same vibe, in the same rhyme. No pills, but red eyes. When you go low, I'm getting high. Don't stop, don't stop. We've got just few minutes till the next stop. Don't stop, don't stop. We've got just few seconds till the last drop. When you touch me, I lose direction. When you go fast, I'm going faster. Nobody's better. Shut up and hear the gas. Videoclipul altfel decât au făcut-o până acum. De aceea au ales o locație deosebită, bordul unui avion sportiv. Experiența a fost de neuitat pentru toată echipa. Pe lângă provocarea producției, au fost și emoțiile primului zbor cu un asemenea avion. După ce am zburat, din nou ne-am învățat să mergem. Asta e adevărat. Ca de la început, primii pași pământ. Adică noi am zburat vreo 10 minute, mi s-a părut că a trecut la vreo oră de vreme. Deși piesa vorbește clar despre o plecare din Chișinău, tinerii rămân în țară. Au ales să-și continue studiile la Academia de Muzică, iar pentru viitorul apropiat, nu exclud și lansarea unui album plin doar cu hit-uri. Am să plec din Chișinău. Te iau cu mine în lumea mare, tu să fii talismanul meu. Știi ce am să fac eu? Pentru ce ați primit premiul?
știam că te-ai supărat pe Ivanka, ce ne-a sărutat atunci când fugeam unul spre altul. Credeam că dai foc la pod atunci când legase nodul greu piciorul meu de al tău. Și știi ce am să fac? Am să te iau cu mine în lumea mare, tu să fii talismanul meu. Best Project, formația anului. Vreau să-ți mărturisesc că într-o trupă este exact ca într-o familie. Toate lucrurile se împart pe egal. Bună seara și bine v-am găsit. Mersi mult. Am eu cred că mai multe emoții decât ce așteaptă. Hai să vedem. Valență. Cum să dau eu o mică chisitoare? Știți ce am să fac eu? O să cânt așa. Fata care nu mă lasă să intru în casă ești tu. Șapte clase! Știi ce am să fac eu? Am să plec din Chișinău, iar până data viitoare. Toată armata, băieți, trofeul, trupa anului! Hai să-i aplaudăm! Felicitări, domn producător!
pentru acest trofeu. Bună seara la toți! Mulțumim pentru acest trofeu. Ținem cont să felicităm organizatorii pentru organizarea acestui fenomenal show. Spunem mulțumesc tuturor fanilor care ne susțin și ne-au votat. Mulțumim mult! Și acest premiu îl vom împărți cu producătorii noștri, cred că Smiley din București și Iuriu Bădicu din Chișinău. Credeam că te-ai supărat pe banca ce ne-a sărutat atunci când fugeam unul spre altul. Credeam că dai foc la pod atunci când legase nodul greu piciorul meu de iartă. Știi ce am să fac eu? Talismanul meu, oh, 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 oh. Sunt fila ce-ai rupt-o ieri din jurnalul tău. Tu să fii talismanul meu, oh, 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 oh. Mulțumim mult și bună seara! Înainte să începem a doua piesă, cred că noi cu băieții avem o misiune în seara aceasta foarte importantă și anume, dragile noastre domnișoare, doamne, iubite, prietene, surori, ținem să vă spunem seara de 8 martie, sunteți cele mai dragi și cele mai importante din viața noastră și meritați toate florile din lume, la fel cât și toate aplauzele. Ia-mă înapoi, cât de frumos eram noi. Eram noi. Ia-mă înapoi, cât de frumoși eram noi, yeah, yeah. Ia-mă înapoi, yeah, yeah. Mulțumim mult! Bună seara încă o dată tuturor. Noi deja de 2 ani de zile suntem format ca și trupă. A doilea an suntem prezenți la această gală minunată Omul Anului și a doua oară primim premiu. Pentru acest moment mulțumim foarte mult. Mulțumim. Și n-au mai rămas mult până la 7 premii, cred, cu ajutorul domnului Rodica Ciorănică și Savate Voștovoi. Din acest punct de vedere, să credem că suntem norocoși, iar acest noroc cred că este datorită vouă, celor care ne ascultați, ne iubiți, ne promovați, mulțumim mult! Acest premiu cred că îl împărțim cu producătorii noștri Smiley din București și Iuriu Bădicu din Chișinău. Avem un premiu și pentru voi și vă mulțumim pentru că cântați aici și sunteți plini de art. Bună seara, cum vă simțiți? Suntem trupa așa de clase și piața care vă mântau acum am luat să dedică fetelor, sori, băieți. Sperăm mult să vă placă. Hai să începem, băieți. Care nu mă lasă să intru în casă, ești tu, e? Fata care nu mă lasă să intru în casă, ești tu, e?
Fata.